deși au fost sesizate și organele competente, să spunem, ale statului, respectiv Direcția Sanitară, Direcția de Sănătate Publică și Garda de Mediu și DSVSA, au fost avertizați, s-a impus o serie de măsuri în termen de 60 de zile de la data controlului să părăsească, să reloce aceste animale sau să-și amenajeze o platformă betonată unde să se depozeze dejecțiile și să respecte o supra, la cel puțin 50 de metri de prima locuință. Când s-a venit gerul acum, m-a anunțat într-o lună de zile, de ce n-a venit până acum, în primăvară, în toamnă, anului trecut, sau cu 2 ani? Măi, nu țineți animal. N-are importanță că... Cum? N-are importanță? Dar unde, bătale, mă dai afară acum, în timp de iarnă? Da, spune că nu e logic, că dumneata te duci la primărie, stai cu fundul pe scaun și primești bani. Da, am avut discursul un pic întrerupt din cauza domnului, care era un pic recalcitrant. Deci am înțeles că ei au fost anunțați în mai multe rânduri că pot primi o altă locuință. Da? Deci la marginea merei. O locație, un teren. Deci un teren. Un teren să-și poată adăposti animalele, eventual. Pot crește animale și aceștia au refuzat. Au refuzat. Inițial le-am propus să meargă la fratele domnului acesta care, pe care l-ați văzut, concubinul proprietarei. Ne-a invocat faptul că nu s-ar putea înțelege cu fratele acolo, că s-ar certa, cu toate că dânsul are dreptul la un teren, este proprietar, coproprietar la acea, la acel, la acea proprietate. Am înțeles că este vorba despre violența domestică, cum că ar lovi-o pe, mă rog, concubină, soție. Da. Concret, nu putem să vă spunem că este așa, dar informații există. Noi, deja prin compartimentul de asistență socială, vom face demersuri în acest sens pentru a verifica situația. Doamna n-a venit niciodată să ne spună, să se adreseze primăriei în acest sens, că este abuzată fizic. Însă noi vom lua măsuri pentru că se pare că individul acesta, că altfel nu pot să-i spun, este, ați văzut dumneavoastră, este destul de violent și e posibil să... să fie într-adevăr vorba de violență fizică și verbală cu siguranță, pentru că ați văzut și dumneavoastră cum se comportă. Dețineți informații cum că animalele ar fi lăsate libere pe drum și ar bloca accesul către Sănata Munteoru? Nu, 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 în acest sens nu. Ei sunt atenți în momentul în care migrează cu animalele, vin aici pe niște terenuri pârloage ca să paște și sunt ei, personal le îndrumă animale, nu sunt lăsate de zbeliște. Și oamenii din comună ce părere au? Sunt în regulă cu această... Nu, în special vecinii sunt foarte indignați de acest lucru, pentru că se creează disconfort. Cel puțin vara, când este cald, mirosul este insuportabil. Am fost atenționați că ar trebui să mergem cu camera ascunsă și să filmăm că aceștia și comercializează, ceea ce mi se pare foarte riscant să cumpere cineva lapte și brânză, având în vedere condiții. Avem și noi informații în acest sens, nu sunt informații concrete, doar exact cum a spus și dumneavoastră, pe ascuns așa am putea să aflăm. Se pare că ar comercializa anumitor persoane din comună, persoane care riscă, din păcate, foarte mult să consume produsele lor. Eu nu știu dacă e în regulă să consumi, să... numai dacă privești cum arată locația și n-ai putea să consumi de acolo. Cel puțin asta e părerea, nu știu dacă...